sănătate la toată lumea. Bună seara, bună seara, seara băi, ce seara. Juriu frumos aveți. Mulțumesc. Ce public frumos. Un pic de pupat în c***a să începe la... Bună seara, eu sunt Alex Mocanu, mă bucur foarte tare să fiu aici în fața voastră. Sper să râdeți, să vă bucurați și dacă sunteți acasă și dacă sunteți singuri. Păi bune, sunt unii care sunt singuri. Am mai văzut oameni la stand-up, la show-uri care sunt râd în ei. Zici să nu se exteriorizeze prea mult. Sau poate ești singur acasă, uiți la televizor. Râzi, mă, dă afară. Oameni care râd așa. Rămâne râsul la tine, mă, putrezește simțul umorului acolo. Nu, mă, dă afară, mă, bucură, te faci râsite din aia, nu știu cum se cheamă. Se întreabă colegii la muncă, cum a fost, mă, te-ai uitat la seara la ai umor? E să râs, mă, tine, ce ai, mă? Vezi, ne bucurăm, pe bune. Am avut pe un tip la un moment dat la un show, fix în fața scenei, vă râs, vă jur, a râs în continuu. Nu la glume, în continuu. Omul a venit să râdă, a râs, frate. Omul m-am bucurat așa de tare că l-am văzut, bă, ce să bucur ăsta, bravo, mă, frate. Bine, 10 minute, că după aia mă durea capul. Eram, bă, dar mai tași treacul cu râsul ăla, că mă deranjează. Nu mi-aud gândurile din cap. M-am luat de el, că, bă, dar ești nerâs, ce s-a întâmplat? Nu te-au scos din casă 10 ani și ai venit direct la stand-up, țipa oia din spatele sălii la el, bă, dar mai tași, mă, mai lasă râs și în spate, ai luat-o râsul. Am întrebat pe ea de la masă, de la el, bă, dar ce-i cu ăsta, e nebun? Ei au zis, nu știm că nu-i cu noi. Am vorbit un pic, 2-3 minute cu el, mi-am dat seama că omul nu era nebun, omul era antreprenor. A dat 50 de lei pe bilet, a râs de 3 milioane jumate. Bă, bune, mă, frate, ai făcut afacere și tu ești singur acasă. E gratis, mă, momentul ăsta, ce ai? Dacă râzi de 10 lei, ai făcut bani. Fă ceva pentru tine, frumos. Nu ne-am săturat de asta, m-am săturat de oamenii ăștia fake, altruiști, toată lumea e pentru altcineva, face ceva pentru altcineva. Acum, eu, Doamne, donez tot ce am, donez. Băi, ești nebun. Ăștia pe social media cu eu, mă bucur cel mai mult când îi ajut pe ceilalți. Tu te mă încă-măți. Te... Ai început propoziția cu eu. Următoarele cuvinte sunt mă bucur. Ceilalți ultimul cuvânt, nu-mi pasă. Eu mă bucur cel mai mult când mă ajut pe mine. Hai să acceptăm că suntem români și așa suntem, egoiști și săraci. Atâta putem. Mi se pare că caracterul românului se vede foarte clar când se deschide o casă nouă la supermarket. Știi când ești în supermarket și auzi în difuzoare, deschidem casa 3 pentru dumneavoastră. Te uiți în jur și a început o revoluție în supermarket? Bă, sunt oameni care leargă sur casa 3, e o nebunie, era o bătrânică pe care ai văzut-o mai devreme cu cadrul, de-abia mergea, acum arunca cadrul, fuge către casa 3. Bă, sunt nebun, mă! Sunt oameni cu produsele pe bandă la casa 2, le iau și fug la casa 3. Bă, suntem nebuni să nu stăm la coadă, a rămas în comunism chestia asta, frica asta de coadă. Eu unul acolo, un magazin care e, hai luminița să mergem, că s-a deschis casa 3, luminița e, stai cornele că n-am luat nimic, nu contează, hai să fim primi. Orice, mă, să nu stăm la coadă, avem boala aia, mă, de român. Pe de altă parte, ai stat vreodată, ai văzut cum stăm noi la coadă, ai stat vreodată la coadă să stea unul în spatele tău aici? Știi cum știi că e român? Oriunde în lumea asta, dacă te duci, că trebuie să faci un pas mai în față să scapi și vine lângă tine, mă, să stea aici, că la noi nu contează al câtele aici la coadă, contează să fii mai aproape, scap mai repede sau nu știu. Mi se întâmplă și în trafic, uneori stăm la roșu, stăm toți, eu îmi las un pic de loc în față, na, că mai vin de ăștia cu spălat parbrizul și să-mi las spațiu. Și mă claxonează la în spate. Dă-mă, titi, dă-mă un pic mai în față, mă. Dă-mă că e roșu, se face verde și plecăm. Dă-mă mai în față, mă, e aer liber, mă, acolo umple aerul. Am văzut în disperat. Mi s-a întâmplat, vă jur, suntem atât disperați în trafic. Am stat la un moment dat, eram la semafor, eram a patra mașină, s-a făcut verde, bă, și instant m-a claxonat ăla în spatele meu. Bă, a cincea mașină, mă. Bă, instant, l-am văzut, m-am uitat în revizoare, fierbea deja, a trecut o secundă, el era deja. Eu eram. M-am uitat la om, el îl înjura până la primul să plece, dar numai, el de fapt mă înjura pe mine, că eu mai îl vedeam în retrovizoare, conexiunea lui era cu mine. Ce credeam, mă, că dau mai departe mesajul la ăștia din față? Mă uit la el, da, frate, imediat rezolvăm, stai așa, titit, bă, bă, ăștia din față, e un băiat cu un dacă putem să dăm din gură în gură până la din față, pe pentru aia la semafor, să nu mai stăm. Bă, un pic de răbdare, mă. N-avem, bă, supărare și nicio răbdare. Asta e român. Să am o tanti Mariana la mine la bloc, bă, coboară în fiecare zi în fața blocului, parcă să ne urască mai de-aproape. Atâta face. Se uită la noi urât astea. Stă în fața blocului și se uită urât la noi. O mai văd veselă câte o zi. Dar ce e, bre, de ce ești veselă așa? Păi n-ai auzit cu Cornel de la 3? A murit. A murit.
Păi și următoarele 5 vesel așa, păi eu-s vie, eu mai am. E și pomană în bloc, mănânc olivă. Te îndemnez, mă, asta, să fim supărați, să ne înțepăm un pic. Până și acasă cu soția. Bă, ne iubim, ne apreciem, o apreciez. Bă, dar până nu mă înțeapă ea un pic, nu se lasă. Iar în zilele trecute mi-au tot apărut coșuri pe față și i-am zis că poate mă ajută și pe mine. Iubito, poate ai o soluție sau o cremă, ceva să-mi dau, că am și o filmare. La care ea a râs, a zis, ha-ha, ești nefe. Mi-am zis, ce e asta nefe? Nefe, mă, ne... Aia, să zice că dacă nu faci sex o perioadă, ți apar coșuri pe față. Păi și tu de ce n-ai niciun coș? Corect, corect. Atâta. Nu, e ok. E o femeie foarte mișto, o iubesc foarte, o iubesc. O iubesc, na. Uneori mai iubești, uneori mai nu iubești. Nu râdeți, mă. Asta nu era. Bă, da, nu mă înțelegeți greșit. Sunt momente în care mi-aș da viața pentru ea, atât de mult o iubesc. Adică sunt momente în care viața ei nu e pusă în pericol deloc. Adică dacă nu-mi vine declarația asta, dacă ne alargă o haită de câini, nu prea îmi vine, mi-aș da viața pentru ea. Mai pun mult un pic în spate, că e și vegetariană, nu știu dacă o mușcă nici. Duminica în parc îmi vine să-mi dau viața pentru ea. Când suntem total în siguranță, atunci am... Bă, dar sentimentul e real, adică mă uit la ea și sunt, bă, dar mi-aș da viața pentru femeia asta. Bă, ce femeie, e frumoasă. Cum am eu așa soție, mă, frumoasă, independentă, de joburi, că nu lucrează. Are grijă de mine, de casă, de copil. Bă, deci dacă s-ar întâmpla, mă uit la ea, mă, și am așa mândria asta de mă uit la ea. Nu știi, bă, femeie, bă, eu dacă ar fi atac terorist în parc duminică, eu aș sări în fața glonțului, bă, nu știi nimic, bă, pentru tine, mă. Pe care continuăm să vorbim, mi-am o contrazice la tot ce zic. Se face un pic răcoare, zice că dacă îi dau bluza mea, tu ce luau bluză? Nu mergea cu pantofi, ia uite. Și-mi trece așa datul vieții. Mi-aș da viața, dar 4-5 minute mi-aș da viața pentru ea. Că după aia noi suntem într-un cartier marginal și ajungem seara la bloc, mai sunt golan la colțul blocului, se ia de noi. O, m-aș da viața deloc acum. Uitați-vă la mine, vă jur, nu... Mai mult de alergător am corp de bine de luptător. Sunt unii mai nesimțiți, strigă după ea, fata, se place... Ia să uită la mine, zice, ceva. Eu mă uit la ea... Dar zi tu, că pe tine te-au întrebat. Îți place că nici eu nu mai țin minte, suntem mulți împreună. Nu vreau să insinuez că nu mai facem sex. Am exagerat un pic, mai facem sex mai rar. Bă, dar acum ai sexul bun, mă. După 8 ani de relație, bă, ăștia care au relații mai lungi știu, mă, că acum ai sexul bun, mă. Când ai copil, că e rar. N-ai timp, n-ai când. Bă, și când e copil, nu e copilul acasă, o luăm razna. Recent am avut un moment din ăsta, de era copil la mama și m-am dus la ea și am zis, femeie, facem astăzi seară sex, bă, ca în filme, mă, rupem hainele de pe noi, o luăm razna, mă. Și asta a intrat în jocul meu, s-a entuziasmat, a zis, da, mă, așa facem în seara asta, suntem animale, rupem hainele de pe noi. Și ne-am entuziasmat împreună, după care am petrecut o oră căutând ce haine putem să rupem. Ca început, că stai că bluzița asta de-abia am luat-o, nu putem să o rupem. Păi aia e o grămadă de bani, n-ai cum să o rup pe aia. Dar pantalonii de-abia ți-am spălat, poartă și tu de două, trei ori, dă-o încolo de treabă. Și s-a dus dracu tot sexul, dai seama că... La un moment dat eu am luat o pereche de chiloți de la mine, am zis, pe ăștia putem să-i rupem pe ăștia? Ea s-a uitat cu scârbă la chiloți, s-a uitat cu scârbă la mine, a zis, dacă te uiți atent, ăia-s deja rupți. Păi aia, dacă vrei, ți-i coți și facem sex. E minunat. Suntem căsătoriți de ceva vreme. Ne-am căsătorit, dar am avut bunul simț să nu facem nuntă. Nu știu, bă, cum de, ne punem încă mă, așa cum, ne punem prietenii și familia să treacă prin chestia asta cu nunțile. Bă, deci poți să ai o vară în care trebuie să alegi dacă îți duci copil sau, nu știu, familia în vacanță sau dacă te duci la trei nunți pe care ai invitații. Ce-i asta, mă? Incredibil. Asta ne trebuie nouă vara. Sarmale pe 40 de grade. El are obligație la mine, că m-am dus la nunta lui. Păi nici eu n-o să merg la... Nu, eu m-am dus de drag, dar el o să aibă obligație la nunta mea. Nici eu n-o să merg din obligație la el. Dar nici nu pot să fac, nu există, adică tot obligație. Am fost la... De unde m-a rămas porcăria asta cu furatul mireasei? Bă, ce neam de ciorditori suntem, mă, avem tradiția asta, vă jur să furăm mireasa la fiecare nuntă. A trebuit să fur mireasa la o nuntă, a fost oribil. Zic că a trebuit pentru că n-am vrut, dar eram și bun prieten cu mirele, nici nu fura nimeni, era foarte tristă atmosfera. Era la un moment dat mireasa, stătea la ieșire, poate eu aș pe ea cineva. Era trist, nu voia nimeni.
Și am furat mireasa, am plimbat-o un pic până oraș, a trebuit să sun pe Mire, să negociez cu el la preț, știi cum se face. Dar ce-i seama peștele ei? Ce porcărie aia, îl sun pe el, frate, vreau două sticle de whisky, îți dau una. Asta plânge lângă mine că nici măcar două sticle de whisky nu vrea să le ia la pe ea. Și open bar, adică dă-mă, frate, două sticle de whisky, că-s plătite. Oribil. Vă jur, dacă vreodată fur mireasa la o nuntă, te rog eu frumos, cere bani. Păi bune, fur mireasa, pleci cu ea, îl sun pe Mire și zici direct, bă, eu vreau 10 milioane. Îl o să fie, ce mă? Da, frate. Puțin. Eu vreau să plătesc darul de nuntă din banii tăi. Plus încă. Da, da, da. Nu știu dacă mai, vrea înapoi, aia e problema. Nu-i treaba ta. Rămân cu ea. Vă jur, dacă s-ar populariza ideea că dacă fur mireasa poți să faci bani, ce ai mă, s-ar bate băieți între ei la nuntă să fure mireasa? Ai plecat cu ea, ai plecat amândoi de la biserică, mie le-ar ajunge la restaurant, mireasa ajunge la manețe, cumva. Nu știu, nu mai furați mirese, vă buc, vă pup. Mulțumim, bravo, bă. A fost o plăcere. Mulțumesc. Mulțumesc că mi-a...